În acest final de săptămână, Constanța este destinația principală dedicată plimbărilor. Faleza cazinoului a fost cucerită de sute de turiști veniți de departe, special pentru a admira marea. E o vreme foarte frumoasă și ne bucurăm de o zi însorită de toamnă, o plimbare așa pe malul mării. Noi suntem veniți de la București. Am venit special pentru treaba asta, nu aveam ce să facem prin București și am zis să venim să vedem marea și să ne plimbăm un pic pe la soare. Soare de Constanța. Noi nu suntem din Constanța, e primul weekend când ieșim să ne plimbăm, suntem din Craiova și e destul de frumos. Nu știu cum a fost în alți ani, e cred că a doua oară când venim la Constanța. Super, cum e acum, deci stai degajat, e plăcut și mai apar și în general după amiază apar oamenii la plimbare. Temperaturile ridicate înregistrate la Constanța i-au determinat pe cei mai curajoși să facă și baie în apa mării sau chiar scufundări în adâncuri. Pentru scufundări e nemaipomenită, mai ales că este singurul mijloc în care se imită zborul. Deci pot să se dea marcei cu delta plan, cu parapante, cu căderi în gol de pe vârful munților. Senzația de zbor o obțin numai în apă. În plimbarea lor, turiștii nu au trecut indiferenți nici pe lângă caricaturiștii de la cazino, alegând să se întoarcă acasă cu amintiri haioase.